Vizi Imre nu mai are nevoie de nicio prezentare. Aflat la Reghin cu prilejul desfășurării campaniei Bio Autograful, artistul a povestit despre proiectele sale. Deși a bătut țara în lung și în lat, a fost aplaudat peste tot. Vizi nu a uitat niciodată de unde a plecat. Batoșul este locul în care își încarcă bateriile, motiv pentru care va investi aici. În curtea casei natale construiește un studio de înregistrări, căruia îi va spune Backyard Studio. Construiesc un studio la Batoș, în spate, în fundul grădinii, și o să-l cheme Backyard Studio. Ca așa am zis că cel mai bine e să facem chestia asta, pentru că așa pot să continui ceva, decât să stau după cântări. Nu e greu de ghicit de ce Vizi Imre a ales Batoșul ca locație pentru studioul său de înregistrări. Aici aerul este altfel, mediul înconjurător este curat, exact așa cum visează el să vadă întreg județul. Așa că, pe lângă concerte, Vizi și-a făcut timp să devină și ambasadorul proiectului Mureșul Reciclează Deșeurile. Face o prezentare cât mai atrăgătoare a regulilor de colectare selectivă, cu scopul de a conștientiza impactul acesteia asupra mediului. Mureșanul nu este doar o imagine a proiectului, ci crede cu adevărat în el. Mi-au scris un discurs despre ce ar trebui să vorbesc. L-am citit, conștiincios. E un discurs foarte bun, dar nu mă reprezintă și ne-am înțeles noi atunci că am înțeles ideea discursului și atunci vorbesc de la mine. Pentru că eu am experiențe cu colectarea selectivă. Am fost în Italia, am trăit vreo 3 luni pe acolo, am stat pe acolo vreo 3 luni și am observat acolo cum se colectează. Toată lumea, nu numai copii sau numai bătrânii, vin cu bicicleta, aruncă, nu se glumește acolo. Și asta e Italia, care nu e Germania, să zicem. Mă gândesc că în Germania e și mai și. Vizi Imre nu este doar imaginea proiectului ecologist, ci și interpretul imnului campaniei. Tu te gândești, tu te gândești, aici Mureș cum trăiești. Și pentru mediu, îți spun că pentru mediu e bine acum să acționezi. Sortezi deșeuri și ai să vezi cum viața ta o protejezi. Și prin culoare, îți spun că prin culoare un viitor mai bun de acum trăiești. Galben, albastru, verde și maro, e curcubeul pentru viitor. Viitor, hai să învățăm cu toți culorile. Și în viața mea și a ta, în mine tot se va schimba. Mureșul se gândește la viitor. Selectează deșeurile.